Bun găsit! Suntem la distanță cu trei invitați din America, de pe continentul nord-american. Încep de la sud spre nord. Adriana Mitchell din Philadelphia. Bun venit, Adriana! Da. Magdalena Manea, Toronto, Canada. Ne-a mutat deja mai la nord. Bună, dragilor! Și Andrei Mihalic, și mai la nord, în Montreal, tot Canada. Bun găsit! Începem cu o primă întrebare. Cum stau lucrurile la voi? Adriana? Cum să stea? S-au impus o serie de măsuri. Oamenilor li s-a spus să stea în casă, s-au închis business-urile, deci afacerile care nu sunt vitale pentru supraviețuire. Asta înseamnă aproape tot ce se putea închide, mai puțin magazinele alimentare, farmaciile și chestii similare. Astăzi, eu mă refer în general la statul în care sunt eu, la Pennsylvania, pentru că situația diferă de la stat la stat. Probabil că ai auzit, în California toată lumea stă acasă, în New Jersey s-au impus niște restricții de circulație după ora 8 și de asemenea s-au închis niște magazine. La mine aici în oraș avem la ora asta 67 de cazuri și 10 dintre ele sunt cadre medicale. E încă ok, zic eu, la o populație de similară cu populația Bucureștiului. Zona metropolitană are vreo 3 milioane de persoane, dar sunt ceva mai multe cazuri în zona metropolitană. E ok, lumea încă circulă pe străzi din nefericire și se pare că am început deja să avem probleme în ceea ce privește echipamentul pentru personalul medical. Cam asta okay. E. Magda, cum stau lucrurile la Toronto? Bună tuturor! Vorbim aici de o populație majoritar în zona Greater Toronto Area, populație majoritar formată din imigranți. Și ce este foarte interesant, mesajul, același mesaj care a fost transmis și în Europa și în Statele Unite, este transmis și în Canada. Stați în casă! Toate mesajele care ne vin de la guvernul federal și de la guvernul provincial din Ontario sunt într-o limbă engleză impecabilă, simplă. Astfel încât cei 7-8 milioane de imigranți, al căror primă limbă nu este limba engleză, să poată înțelege. Ei trebuie să stea în casă, ei trebuie să rămână în incinta locuințelor lor și doar cei care sunt destinați, sunt cei care lucrează pentru serviciile de primă necesitate, cum ar fi sănătatea și transporturile, supply chain-ul, sunt afară. Deci mesajul este agregat, mesajul este simplu, foarte simplu și foarte interesant, autoritățile sunt tot timpul la televizor. Participăm sau avem parte, dacă vreți, de o situație similară cu perioada Revoluției Române, când toată lumea era la televizor. Ținem televizoarele deschise în pe canalul național, pe CBC, primul ministru iese în fiecare zi la ora 11 și 15 minute într-o scurtă conferință de presă în care ni se dau noutățile și ce urmează să facem. Când am pregătit întâlnirea, tocmai spuneai să revin puțin mai târziu pentru că Trudeau ieșea cu o declarație. Dar hai să ne mutăm, o să aflăm poate după aia ce v-a spus. Hai să ne mutăm la Montreal. Andrei, cum stau lucrurile la voi? Păi, urmează același consemn care este pentru toată Canada. Deci, business-urile neesențiale sunt închise, oamenii sunt sfătuiți să stea acasă, deci nu există nicio obligație, dar nu ai voie să ieși în grup, cu excepția celor care sunt în aceeași familie. Probabil nu am auzit de limitări la folosirea transportului comun. Deocamdată pe Quebec sunt 202 cazuri confirmate și 19 probabile, 3 decese, iar pe toată Canada 19 decese, 1302 cazuri confirmate și probabile, 69. Deci toate acestea sunt informații luate în timp real despre Canada.ca, deci este sit guvernamental, care este folosit în fiecare dimineață la știri pentru a prezenta care este situația zilnică. Cam asta. Suntem cumva, tot continentul e cumva pe aceeași unitate, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește recomandarea generală. Statul în casă este cel care este menționat cel mai des, lângă măsurile uzuale profilactice care de fapt se învârt în jurul spălatului pe mâini și al unei igiene
unei gen de făcut care sunt, nu are nimic deosebit față de ce ar trebui să facem toți până acum. Ok. Cum e cu aprovizionarea? Aici au fost secvențe în care lumea a dat buzna, rafturile s-au golit, s-a cumpărat făină, mălai. Cum e la voi, Magda? Un pic diferit, aș spune. Resursele sunt. Deci, deocamdată, marile magazine, cele care sunt încă deschise, rețelele mari, au aprovizionare asigurată de la depozitele lor centrale. Cum aceste depozite centrale urmează să fie aprovizionate, asta este partea numărul 2. Și probabil că într-o săptămână, două, vom începe să simțim lipsurile. Ce a fost interesant, ieri am fost la Costco. Costco este un lanț uriaș nord-american de magazine de bunuri de larg consum, de la mâncare până la cauciucuri de mașini. Un fel mașini. De metro. Un fel de metro, da. Exact. Și ce a fost interesant, am văzut, împingând coșul, chiar aveam de cumpărat lapte, pâine și aveam de lapte, am văzut cum nimeni nu se ducea să cumpere altceva decât mâncare. Altceva. Deci toată zona centrală a magazinului, pe care noi cei din Nord America o cunoaștem, suntem familiari cu ea, era complet goală. Două vânzătoare aranjau bluzițele pe raft, nici o femeie nu s-a dus să deranjeze un articol de îmbrăcăminte de pe acele rafturi. Toată lumea disciplinată s-a dus să-și cumpere mâncare. Ai luat mâncare, ai ieșit afară din casă. Adriana, și dacă vrei, câteva vorbe despre ce a spus primul ministru astăzi dimineață. Hai că revenim să facem un tur, să vedem cum stau lucrurile și cu celelalte două locații și, pe urmă, trecem și la ce mesaje transmit oficialii. Adriana. Da, eu am fost la magazin obișnuit de un supermarket de cartier acum vreo două zile. Era ok, n-am văzut, singurele chestii care lipseau erau dezinfectanții. Deci aveau de toate, mai puțin dezinfectanți. N-am putut să găsesc asta. Am găsit la un magazinaj de cartier care e încă deschis. Spirit? Înghesuială. Înghesuială mare. N-am prea înțeles exact de ce. Pentru că aici poți să... Deci serviciile de livrare la domiciliu sunt foarte dezvoltate. Deci n-ai... Eu m-am dus, adevărul este că de fapt ar trebui să înțeleg de ce, pentru că eu m-am dus deoarece de obicei comand și mi-aduc tot ce-mi trebuie la ușă. Am comandat miercuri și sper să mi-ajungă în seara asta. Deci asta în condițiile în care de obicei în cât timp de obicei, dacă eu comand, să zic, la 10 dimineața până la 2 după amiază am tot ce-mi trebuie la ușă. Vine persoana și livrează. Acum durează zile. Altcineva mi-a zis că au comandat ieri și așteaptă, cred că, joi sau vineri să le vină ce au comandat. Deci, vrând nevrând, trebuie să ieși, dar era cam mare înghesuiala, totuși. Eu stau și într-o zonă, cum să spun, unde cred că oamenii s-au uitat cam mult la un anumit canal de televiziune care, pentru o bună perioadă de vreme, a diseminat ideea că e doar o gripă și că nu se va întâmpla nimic și că e un complot și toate prostiile astea. Și acum, deși peste tot se spune stai în casă, nu ieși, nu face asta, nu face cealaltă, oamenii încă au rămas cu ideea că e o simplă gripă, că nu trebuie să stea, că pot să iasă, că pot să petreacă, e foarte bine să ieși afară, să fii în aer liber. Am auzit că unul din New Jersey a făcut o nuntă așa ad hoc cu 50 de persoane, l-au arestat, ce-i drept, din fericire autoritățile își fac treaba. Dar cam asta este atmosfera. Încă lumea vine și se înghesuie să-ți tragă de pe raft o ciocolată sau un pachet de gumă sau o altă nebunie și practic trebuie să încerci să zici, domnule, du-te mai încolo și să uită la tine. Păstrează distanța. Da. Andrei, la Montreal cum stau lucrurile cu aprovizionarea? A început, deci a fost acum o săptămână în weekend nebunia cumpăratului de hârtie igienică la marile magazine, deci așa a dispărut orice urmă de hârtie igienică pentru vreo 3 zile. Acum au început să reapară, bineînțeles problemele sunt cu alcoolul și gelul alcool de dezinfectant și deci astea sunt niște componente care sunt încă în ruptură de stoc. Antipireticele, am văzut rafturi goale la farmaciile, sunt lanțuri de farmacii. Aici e un model un pic diferit. E farmacia amestecată cu o parte de mic magazin.
Deci alea erau goale, raftele de antipiretici erau goale. Adică paracetamol? Da, nu, deci tot ce, ceea ce iarăși este, nu are nicio legătură cu nimic din ce s-a spus, adică lumea a reacționat ca și când ar fi fost, da, e o răceală mai zdravănă și mergem pe ce se știe că funcționează la răceală. Deci astea sunt reacții care le găsești peste tot în lume. Și în România și aici omul este la fel, contextul e diferit, magazinele, rețelele de aprovizionare funcționează diferit și ceea ce funcționează sunt și autoritățile. Deci chiar am citit de curând un caz de o persoană care era în carantină, desemnată ca fiind în carantină, care a ieșit afară să se plimbe și poliția a arestat-o rapid și a dus-o la spital. Deci, efortul de a impune carantina a persoanelor care sunt înregistrate ca fiind este clar, este funcțional și asta împiedică excese și împiedică și disciplinează printr-un mod de a informa subtil că nu e de glumit cu lucrurile. Magdalena, ce mesaje transmit oficialitățile? Ce a spus premierul Trudeau astăzi? Deci, în afara faptului că a mulțumit lucrătorilor din sănătate și lucrătorilor din transporturi, care la ora asta asigură toate bunurile în magazine, special șoferilor de camioane, șoferilor de trac, și un lucru foarte frumos, așteptăm lucruri interesante pentru șoferii de trac, în special la faptul că ar putea deveni serviciu esențial, alături de paramedici, alături de celelalte servicii esențiale, pompieri și altele. Un lucru interesant este faptul că s-au gândit la reconversia economică. Și anume, fabricile de alcool, fabricile de băuturi spirtoase sunt toate convertite să producă hand sanitizer, soluții din acelea, geluri pentru dezinfectare. Da, explică-mi un pic, alcool, cum adică s-au convertit? A venit cineva să le spună? Au fost convertite prin ordin. Au fost convertite prin ordin. Deci fabricile de alcool care produceau băuturi alcoolice acum produc dezinfectanți. Toate la ordin. De asemenea, fabricile de componente auto, cele care sunt în Sud Ontario, la granița cu Detroit, cu Statele Unite, unde este un mare centru de producție de automobile, am două părțile lucrând, care cu asamblarea, care cu piesele, cu ce, piesele care se produc în Canada, fabricile de piese care se produc în Canada, intră în conversie, nu știu, imediat dacă au intrat deja, și toate vor produce echipamente pentru intubație și asigurarea respirației, pentru situații de urgență de tipul acesta. Deci faptul că industria automobililor a înregistrat o asemenea lovitură în momentele astea, pentru că se știe că s-au închis fabricile, imediat s-au gândit la o conversie a producției către altceva. Ce este necesar acum? Avem nevoie de supply-uri pentru sistem medical. Și aceste aparate de intubat și măști și tot echipamentul care trebuie pus la dispoziția unui bolnav în cazul acestui virus vor fi produse în Ontario de către o fabrică care până de curând făcea componente auto. Banii sunt alocați, iar echipamentele sunt în stand-by să fie instalate. Adriana, în state, da? Administrația Trump pare să fi pregătit o injecție consistent, se vorbește despre 2 trilioane de dolari. Adriana poate da toate detaliile. Deocamdată există această propunere pentru un pachet de stimulare a economiei, practic. E practic un pachet de subzistență, dacă stăm să ne gândim. Dar încă se discută. Deci se discută în Senat, se pare, chiar am citit recent ceva, democrații și republicani încă n-au ajuns la o înțelegere. Se pare că principalul punct de dispută este plata unui ajutor, practic un fel de șomaj tehnic pentru populație. Celebrul cec de 1000 de dolari pe care despre care am auzit. Se stipulează diferite cifre, 1000 de dolari pe persoană, 2000 de dolari pe persoană. Și se pare că există discuții legate de astea. Trebuie oamenii care se uită trebuie să realizeze că asta e o chestie fără precedent în America. În America nu există tipul ăsta de protecție socială. Adică trebuie să ținem cont de faptul că aici, de exemplu, nu ai concediu postnatal, nu ai concediu prenatal plătit de stat. Sunt o grămadă de... Și e un fel de... Cred că există o tensiune
hai să zicem, ideologică, doctrinară. Chiar dacă toată lumea cumva e de acord să sprijine populația, să ajute, toți realizăm că vom trece printr-o perioadă cruntă, cred că totuși există o oarecare reținere. Există baubaul numit socialism în America și cred că, dincolo de toate, o anumită parte a spectrului politic are o oarecare reținere în a promova tipul ăsta de măsuri, care, am zis, nu sunt foarte, foarte, nu sunt specifice Statelor Unite. Andrei, tu lucrezi într-o companie ca integrator de sisteme, dacă am înțeles bine. Cum se întâmplă lucrurile cu angajații? Dă-ne o perspectivă. Bine, e o companie, să spun, cu un profil specializat pe aerospațiu, în industria aerospațială, deci facem simulatoare de zbor. Ritmurile sunt deocamdată, de săptămâna asta am fost în ceea ce numim aici telecommuting, deci lucru de acasă. Suntem esențiali pentru liniile aeriene. Deci sunt niște mă rog, vești pozitive acolo, vești negative este că industria aerospațială, deci ceea ce e acum partea civilă, e în shutdown, deci este oprită. Lumea nu este relaxată, bineînțeles. Noi suntem cumva pe un alt ciclu de mă rog, ciclu economic, care se vede în timpul unei recesiuni normale și se vede și în timpul mult mai accelerat în ceea ce vedem astăzi. Se încearcă prezervarea și păstrarea angajaților. S-a menționat, deci o să fie, am auzit din mai multe locuri, pentru în ceea ce privește industria mai de vârf sau tehnologică mai de vârf din zona Montrealului, există acest șomaj tehnic. Pentru că se prevede că în momentul în care trece criza, lucrurile vor reîncepe destul de brusc, pentru că la nivel mondial totuși industria o ducea bine. Deci se are o grijă, deci există o grijă pentru a păstra completul de angajați care sunt deja specializați, formați și competenți în zona lor, gata în bloc start-uri de a reîncepe în momentul în care lucrurile își revin. Deocamdată nimeni nu știe cât timp va dura până în acel moment. Mai avem vreo 7-8 minute. N-aș vrea să încheiem înainte de a afla de la voi cum vă descurcați acasă. Tu spuneai, Andrei, că lucrezi de acasă. Adriana, am discutat mai devreme, tu lucrezi în domeniul avocaturii la fel de acasă, prin telefon, dacă e cazul cu instanța. Magda, încă n-am apucat să vorbim, dar poate, uite, ne spui tu acum, cum lucrezi de acasă. Da, deci eu lucrez de acasă. Am început de curând, am schimbat locația, m-am mutat din Toronto într-o zonă mai nordică, la nord de Toronto, la vreo 120 de kilometri, m-am mutat în urmă cu 2 luni. Și m-am găsit aici de lucru și lucrez de acasă, deja. Câteva lucruri pe care vreau să le adaug. Guvernul Canadei a alocat 82 de miliarde de dolari pentru susținerea economiei în perioada crizei. Banii vor fi alocați pentru copii, deci vor fi în alocații pentru copii, vor fi pentru finanțarea business-urilor mici și mijlocii care urmează să încerce să țină la suprafață și să-și plătească angajații măcar. Și ce este foarte interesant este că un număr foarte mare de angajați care au fost pe employment insurance, care este ajutorul de șomaj la noi, au dreptul să reaplice, indiferent de faptul că au mai fost odată pe ajutor. Deci, practic, se șterge regula veche și toți au voie să aplice din nou, să ridice o sumă săptămânal, să aibă cu ce să-și plătească bilurile, facturile. Foarte interesant, de asemenea, faptul că liderii politici, și nu mă refer la cei de la putere, ci ceilalți liderii celorlalte partide, au ieșit la tribună și dau suportul guvernului. Este o măsură frumoasă, este o formă elegantă de suport a populației și nici de cum a formațiunii politice respective, pentru într-o situație grea. Mai mult decât atât, sunt avioane puse să se aducă
cei care sunt din Canada, canadienii, acasă, oriunde ar fi ei. Foarte mulți au fost în excursii, în cruzuri, alții au fost prin sud, la mare, alții sunt prin Europa, foarte mulți în Maroc, înțeleg că au plecat în călătorii, s-au pus avioane special pentru aducerea acestor oameni acasă. Cât va dura? Vorba lui Andrei, nu știu. Adriana, în state cum stau lucrurile? În Canada pare un pic mai spre stânga. În Canada e mereu mai spre stânga și asta nu e un lucru rău, da? Cum să fie? Ți-am zis, încă așteptăm, încă suntem în stand-by. Oamenii, companiile au început să trimită oameni acasă. Oamenii pot să ceară șomaj, din ce am priceput. Cam asta e. Deci la momentul ăsta, ți-am zis, toată lumea așteaptă pachetul de ăsta de stimulare a economiei, să vedem exact ce se va întâmpla. Se pare că businessurile mici sunt foarte afectate. Eu, ca proprietar de business mic, am un cabinet de avocatură, pot să spun că mă tem pentru ce se va întâmpla, știu eu, într-o lună sau mai mult de o lună, pentru că majoritatea clienților mei sunt imigranți, care mulți dintre ei lucrau la negru, și acum că s-au închis restaurantele și s-au închis companiile de construcții și toate astea, nu câștigă, deci nu sunt nici eligibil pentru șomaj. Deci, practic, sursa mea de venit nu mai există și mi-e și cam rușine să le cer oamenilor ăstora bani acum, sincer. Pentru că știu că n-au și au copii și au familii și dacă ei n-au bani să mă plătească, nici eu n-o să am bani să-mi plătesc facturile și așa mai departe. De-aia așteptăm. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu pachetul de stimulare, pentru că sistemul aici e un pic mai complicat. Deci banii vin de la guvernul federal, se vor distribui pe state, există ceea ce se cheamă administrația pentru business-urile mici, independente, prin care se spune că se vor da un tip de împrumuturi cu dobândă foarte mică sau fără dobândă. S-au luat niște măsuri, se pare că, de exemplu, compania de electricitate a spus că nu va tăia curentul, s-au luat niște măsuri pentru ca oamenii să nu poată fi evacuați dacă nu își pot plăti chiriile, dar vom vedea cum se vor pune toate chestiile astea în practică și cum se vor întâmpla lucrurile, de fapt. Deci astea sunt lucruri despre care noi vorbim la momentul ăsta, dar trebuie să vedem ce se va întâmpla în săptămânile următoare. Eu nu sunt dintre oamenii care au o foarte mare încredere în ceea ce poate să facă guvernul. Asta este, din păcate. Deci mă bazez pe mine. Sunt foarte de stânga acum. De când trăiesc în America, sunt foarte socialistă, dar totuși mă bazez pe mine. Asta e. Suntem aproape de final și rugămintea mea este să le spuneți ceva rudelor din țară, să le transmiteți un mesaj. Ce ați așteptați de la ei sau ce așteaptă... Magda, vrei? Nu vreau să... Hai să începem cu Andrei și după aia mergem la Toronto și pe urmă terminăm la Philadelphia. Da, am mulți prieteni în țară, nu mai am rude, dar sunt mulți prieteni și sunt prieteni de viață. Trebuie să mergem în continuare așa cum putem și să încercăm să nu derapăm, să ținem direcția bună. Mult curaj și sper să ne vedem în condiții umane. Magdalena? Secretul Nord-Americii, poate secretul Canadei, este consecvența. Fiți consecvenți, fiți disciplinați, sunt momente grele pentru toți. Nici o ieșire în decor nu ne ajută pe nimeni, pe niciunul dintre noi. Fiți consecvenți și vă iubesc. Adriana? Ok, so, mesajul meu sună cam așa. Mama, stai în casă. Tata, stai în casă. Prietenii mei, stați în casă. Aveți grijă unii de alții. Avem internet, avem e-mail, avem Facebook, avem toate chestiile astea. Putem să ne vedem, putem să comunicăm. Putem să lucrăm de acasă. De murit de foame nu murim, că în general noi românii știm să gătim. Și tot o să fie bine, da? O să fim sănătoși, o să trecem și peste asta și hai să ne gândim că asta e ca un fel de renaștere, da? Învățăm lucruri bune, trecem e ca un fel de, hai să zicem, ca un fel de foc care într-un fel ne purifică și o să ne fie bine, da?
Cam asta este. Mulțumesc foarte mult, dragilor, aveți mare grijă de voi, de cei apropiați de voi. Pentru cei care urmăresc Hot News, spun doar atât, stați acasă cât se poate de mult, aveți grijă de cei din apropiere și nu uitați că tot ce facem noi acum aici este de la distanță. A, și lăsați o mai moale cu teoria conspirației, da? Noi vorbisem despre asta un pic înainte. Lăsați toate prostiile astea la o parte și stați în casă și o să fie bine.